supărarea m-a mâncat. Ea dorme cu mine-n pat. Stau cu fața la perete, Iulii și frații lui din inimă, original pentru Gică, pentru șeful lor, pentru împăratul lor. L-ai luat pe tatăl meu, au, l-ai luat pe fără, regele meu. Auzi! Of, copilașii mei. Ce zice, Gică? Eu plec de lângă ei. Iaud plângând, mai am puțin și mă duc eu, copilașii mei. De la Manus, pentru cumnatul lui Petru Mărar, el distinctea, Dumnezeu să-l ierte cu trecuțul lor. Of, copilașii mei, eu plec de lângă ei, să-i aud plângând, mai am puțin și mă duc. Auzi, auzi. Care știe toată țigănia asta că Gică era ca un împărat și nu o să-i facă de râs niciodată. Și pentru măicuța lui Dorina, ia auzi. Mamă, plângem toți, eu nu-mi pământul, că ne-a plecat. Și n-avem de zis mai multe necăsuri la noi în curte. Eu vă dau vita pe dumneavoastră care nu e acasă. La bunicul lui la Gică. Ia-uzi! Hei, ce-o paharul? Ce zice vorbirea asta pentru Gică? Ia-uzi! Am un copii, vreau să mă iertați! Că v-am lăsat supărații. V-am lăsat cu mare foc, plec și nu mai mă întorc. Imaginez că bătlea. Dar Leuca, pentru trecutul lui, pentru Iadis! Și șerele tale care trășind în fața lui,
că azi a văzut și el ce înseamnă să pierzi un părinte. Până la 400 de pauni pentru tăicuțul lui Iannis! Și pentru bunicul lui Gică, Dumnezeu să ne vede. Auzi ce zice? Ce zice Gică? Am un copii, vreau să mă iertați că v-am lăsat supărați. O să-mi prea curios, Oni. Așa mi-a zis. Prea curios. V-am lăsat cu mare foc, plec și nu mai mă întorc.